În perioada 21-24 aprilie, în județul Dâmbovița, s-a desfășurat Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română. După zilele de concurs, participanții au avut ocazia să se delecteze, organizatorii pregătindu-le un program care a cuprins vizite la obiectivele reprezentative ale județului, printre care Palatul Brâncovenesc de la Potlogi, Casa Atelier Gheorghe Petrașcu, Turnul Chindia, dar și bisericile medievale. Astăzi am mers la Casa Atelier Gheorghe Petrașcu, Pictor Gheorghe Petrașcu, și acum suntem, după cum se vede, la Palatul Brâncovenesc. O să mergem și la bisericuța brâncovenească de alături și o să fie niște momente minunate. Mai departe, ce le-ați pregătit? Astăzi este o zi mai specială, abia așteaptă să-și vadă rezultatele. Deci, după momentul acesta când își vor vedea rezultatele, momentul cel mai frumos va fi cina seara medievală. Vor fi surprinși pentru că avem niște surprize grozave pentru ei, inclusiv cavaleri, domnițe, cai și poate și pe Vlad Țepeș. Și pentru că tot au ajuns la Potlogi, liceenii nu au ratat ocazia de a se documenta despre marele domnitor Constantin Brâncoveanu, ctitorul palatului din localitate. Brâncoveanu, înainte să construiască palatul, după cum am mai spus, nu a construit palatul. Primul lucru care l-a făcut, la fel ca la și la Mogoșoaia, a construit această minunată biserică. Biserica cu hramul Sfântul Dumitru. În perioada când a construit biserica, Constantin Brâncoveanu nu era domnitor. Mai apoi, participanții ne-au vorbit despre modul în care au abordat subiectele de la Olimpiadă, dar au oferit și impresii în urma vizitei prin județ. Destul de simple și interesante. Crezi că vei lua o notă mare? Sper. Cât de mult te-ai pregătit pentru această probă? Destul de mult. Câteva luni. Cum ți s-a părut Târgoviștea? Frumoasă și plină de istorie. Unde ai fost până acum? Păi, la Palatul lui Brâncuș, adică aici. Brâncovenesc, ne aflăm acum. Așa, la Palatul Brâncovenesc, la Turnul Chindiei. Mi s-a părut interesant în ideea în care chiar nu mă așteptam la tema pe care am avut-o. Ce ți-a picat? Am avut la subiectul al treilea să fac relația dintre memoria ca salvare. Și cum te-ai descurcat la acest? Eu consider că m-am descurcat bine și sunt puțin îngrijorată de faptul că nu prea am avut emoții și de asta aștept cu mare nerăbdare rezultatele. Cum ți s-a părut Târgoviște? Mi s-a părut un loc binecuvântat, care mi-a oferit multă energie și multă bunăstare. Vei mai veni aici? Da, cu siguranță nu o să ratez ocazia. Seara a fost învăluită de o adevărată atmosferă medievală. ...189 de elevi din toată țara au participat la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, desfășurată în Dâmbovița.